Hei, criptohedule, bine ai revenit la Punguța cu doi Satoshi și senzaționala serie educativă despre cripto cu un cocoș pe post de mascotă. Mulți dintre noi am fost în situația în care ne băteam cu un raid boss de level 100 și healerul ăla rămânea fără mana și muream cu toți, nu? Totuși, nu despre tipul ăsta de mana vorbim astăzi, ci de proiectul Decentraland cu al său token Mana. A venit momentul să ne uităm și la partea asta de metavers din cripto. Deși lumea este în general destul de sceptică cu privire la concept, dat fiind că avem tot felul de exemple în pop culture despre cât de distopic ar putea fi conceptul. Este o zonă care se mișcă de ceva timp în spațiul cripto, chiar înainte ca Facebook să facă acel mare rebranding în Meta. Iar Decentraland este probabil cel mai notabil proiect de genul ăsta care a apărut în industrie. Cu accent pe cripto, pentru că metavers a ajuns un termen atât de bălăcărit prin mesajele corporate și de publicitate, încât nu prea mai înseamnă mare lucru. Și acum poate fi asociat inclusiv cu jocuri ca Minecraft, World of Warcraft, Second Life și VR Chat. Iar dintre toate astea, parcă doar VR Chat are componenta nativă de VR implementată de la început. Așadar, ai putea spune, bun, și ce mare brânză dacă l-au făcut pe cripto? Nu e ca și cum trade-urile sunt ilegale sau vânzările de conturi mult prea complicate în alte jocuri, deși poate uneori este împotriva terms of service-ului. E, aici e chichița. Prin natura descentralizată a Decentraland, care are în frunte Decentraland DAO, jocul și regulile nu sunt făcute neapărat de o singură entitate care face ce are chef când are chef. Propunerile sunt făcute și votate de către jucători. Schimburile se pot face de la un jucător la altul, cu sau fără mana, tokenul nativ al rețelei. Proiectul a fost început undeva în 2015 de către Ari Melih și Esteban Ordano, doi tipi din Argentina. Pe lângă ei a apărut fundația Decentraland, care recent s-a transformat într-un DAO în 2020. Inițial a fost construit în Babylon, adică un game engine, și recent mutat pe Unity, care are cei drept altă reputație vis-a-vis de stabilitate și toate cele. Jocul în sine este gratuit, poți să-ți faci cont și să te plimbi pe unde îți vine ție cheful, deși probabil te vei plictisi destul de repede din lipsă de foarte multe activități. Dacă vrei să intri mai în adâncime, tot ce trebuie să faci este să legi MetaMask-ul la contul de Decentraland, să cumperi niște mana și să bagi tokenul unde dorești, poate în haine, jocuri de noroc, artă și orice mai găsești tu pe acolo. Și da, hainele și obiectele de genul ăsta sunt tranzacționate, bineînțeles, ca NFT-uri. Dar ghiși ce, se poate și mai mult. Decentraland a început și trendul ăsta de cumpărat pământ virtual. Și da, se pot cumpăra bucăți de pământ unde aventura merge mai departe și îți poți decora propria parcelă de pământ virtual, să faci galerii de artă sau cine știe ce postul să te gândești. Poate își mai aduce cineva aminte de ediția aia de Crypto Vineri Live în care am vizitat expoziția Milo. Pe partea de blockchain, jocul folosește Ethereum și Polygon. Mana este un token ERC20, deci stă pe ETH. Dar îți poți lista obiecte folosind Polygon și astfel profiți de costurile reduse. Pe lângă asta mai există și Land, despre care vom vorbi puțin mai încolo. Mana e tokenul de guvernanță, de utilitate și de schimb în Decentraland. În momentul ăsta circulă undeva la 1,8 miliarde din 2,2 supply total. S-a lansat printr-un ICO în 2017, când 40% din supply a mers către comunitate la prețul de undeva la $24 pentru 1000 de mana. 20% sunt incentives, 20% merg către developeri și contribuitori și alocarea către Decentraland de 20%. De asemenea, are un mecanism de burn prin care 2,5% din orice tranzacție este arsă. Pe lângă asta, sistemul de burn se mai bazează și pe mintarea de land, adică ce ziceam de acele parcele virtuale. În timp ce mana este absolut fungibil, ca orice altă monedă de schimb în cripto, land este colecția de NFT-uri pe care se bazează deținerea parcelelor de pământ din Decentraland. Iar la fiecare tranzacție se arde încă 1% din valoare. Pe partea de guvernanță ai mana, votezi, propunerile se întâmplă și cam aia e, cam ca la orice DAO. Problema este că fiind pe Ethereum, votatul însemna taxe masive pe ETH, deci nu prea se vota. Așa că au rămas o bună perioadă cu $100 de milioane necheltuiți. Dar după ce a trecut pe sistemul Snapshot, care face o poză la holdingurile din wallet-uri și prin asta se evită costurile de tranzacție, s-a eliminat această problemă, trecându-se la sistemul acesta off-chain. Acum că ne-am lămurit și cu structura, hai să vedem cum a stat treaba cu prețul.
Nu are rost să pierdem prea mult timp aici, mana nefiind un asset de care să ții neapărat, ci efectiv monede de schimb pentru jocul Decentraland. A stat timp de 4 ani în valori relativ normale, cu maxime de undeva puțin peste 20 de cenți. Apoi, odată cu nebunia din primăvara lui 2021, a atins un maxim de 1,5 dolari. Corect, regulamentar, până la acel moment. Doar că în toamna anului trecut, Facebook s-a rebranduit în Meta și a adus conceptul de metavers în mainstream. Și odată cu el, prețul unei mana până la un vârf de aproape 6 dolari. Apoi, evident, a început să scadă odată ce popularitatea conceptului de metavers a reintrat în cotele normale. Iar acum vedem mana în zona de 70-80 de cenți. Aici e drăguț. Avem Decentraland DAO, care zice că dă direcția proiectului. Adică, nu neapărat o direcție. Există doar propuneri de goals pe care proiectul le poate atinge. Și până la urmă să nu uităm, este un joc. Ce urmează a fi implementat sunt lucruri destul de basic, să spunem așa. Avem on and off ramp în fiat, funcții de chat, emotes, blocarea anumitor jucători, îmbunătățiri grafice și, bineînțeles, upgrades la rețea. Adică cam orice funcție care s-ar implementa la un sistem normal. Probabil cea mai interesantă ar fi tranziția către VR. Scopul Decentraland este să fie un joculeț pe blockchain, nu un blockchain propriu zis. Deci, automat, ambițiile vor fi mai mici din punct de vedere tehnologic. Dar ar fi cazul ca jocul să arate măcar cum ar fi trebuit să arate un joc prin 2015. Zic și eu acum, vom vedea. Ai zice că pentru unul din proiectele funding crypto ar trebui să fie mai puține controverse, dar nu e așa. Probabil una din cele mai mari probleme pe care le are Decentraland acum este că nu e neapărat un joc. E mai mult ceva. Second Life pe cripto cu casino și haine scumpe. Că tot am zis de casino, un lucru foarte interesant la Decentraland e că o mare parte din utilizatorii săi, dacă nu mare majoritate, sunt din Statele Unite. Iar acolo se întâmplă ca legislația pentru jocurile noroc să fie poate una din cele mai stricte din lume. Faptul că există cazinouri în Decentraland presupune un risc major pentru proiect din două motive destul de simple. Dacă autoritățile se sesizează, mai curând vor restricționa complet accesul legal al americanilor către Decentraland. Deci proiectul își pierde majoritatea utilizatorilor. Și apoi al doilea, faptul că nu există niciun fel de KYC, pentru că, na, descentralizare. Și orice puș de 10 ani poate găsi Decentraland și să vadă jocuri de noroc. Acum, că joacă sau nu joacă, e partea a doua, dar cine s-a jucat, de exemplu, CS prin 2015, poate ține minte vaga că a fost un scandal imens cu pariuri sportive și cazinouri făcute pe spatele skin-urilor din joc, moment în care au sărit în sus multe țări pentru că o grămadă de minori pariau în stânga și în dreapta. Iar din experiența de atunci și a reticenței generale vis-a-vis de anumite active pe piețele din state, Decentraland nu pare să stea prea bine pe picioarele sale. Deși deocamdată nu i-a dat nimeni în cap, nu au ieșit la iveală lucruri de genul ăsta. Și dacă tot am zis de joc, cum ziceam, mare brânză nu e. Abia a trecut pe Unity după nu știu câți ani, iar pentru un joc cu development începând de 5, 6, 7 ani, arată de parcă a fost lansat în 2010. Iar gameplay-ul nu e neapărat gameplay, ci mai mult proof of concept, aș putea spune. Ceea ce pune la îndoială și viitorul lui ca proiect serios. Also, fondatorii, deși sunt advisor la proiect, au în general o atitudine apatică față de proiect, menținând că au folosit Ethereum ca platformă pe blockchain pentru că altă platformă de smart contracts nu era la vremea respectivă. Și că Decentraland este mai mult un test run. Și ca bonus random, este probabil primul joc care are și un white paper. No, cred că e de ajuns pentru azi. Este de înțeles de ce metaversul este ceva mai controversat decât însuși cripto, dar din păcate sau din fericire nu putem ignora segmentul ăsta. Dacă e să dăm vina pe cineva, sigur e Zuckerberg. Dacă ți-a plăcut, nu uita de prietenii tăi de sub video, dă un like, dă un share, dă și un subscribe dacă n-ai făcut-o deja și pe mine mă găsești la @andreibrătucu pe toate rețelele, dar mai ales pe Twitter. Bye bye!